Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Adico Brete și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest episod eu o să vă arăt cum să deschideți două jocuri simultan pentru a intra pe două conturi diferite pe SAM sau pe alte jocuri. Acestea fiind spuse, hai să dăm drum. În primul rând, aveți nevoie de un program numit Sandboxy. O să vă arăt acum de unde puteți downloada. Intrați pe Google, scrieți Sandboxy. Bun. Și dați pe link-ul cu file hipo. Aici. Și download. Bun, odată downloadat programul, eu l-am deja, așa că nu mai downloadez. Așa. Intrați în el. Atenție însă, trebuie să intrați în program din bara de jos și anume din Sandboxy Control. Bun. Hai să zicem că eu vreau să intru pe două conturi de SAMP simultan, da? Deci iau SAMP shortcut-ul de pe desktop, drag and drop în program. Ok. Bun. Și după cum puteți vedea, mi-a deschis deja un SAMP. Intru în el. Stai să văd dacă am așa. Să se încarce acum. O să vă apară o căsuță, dar nu nicio problemă. Dați ESC și apăsați butonul de Windows ca să băgați jocul în bară și dați exit la acea căsuță. Da, după ce a intrat pe un cont, închideți SAMP-ul și intrați din nou în el. Băgați al doilea cont și intrați din nou. Da, încă un lucru am vrut să vă mai zic. Acest program este folosit pentru a deschide numai două conturi. Deci nu puteți să deschideți mai multe. Mai este un program numit Multiproces, dar e mai complicat cu ăla și mai bine îl folosiți pe ăsta. Care era parola? Bun. Da, după cum puteți vedea, am două jocuri deschise pe două conturi diferite. Programul merge perfect. Puteți da hide aici. Și da, cam atât și cu acest tutorial. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă sunteți amabil, apăsați și voi butonul de like și subscribe dacă sunteți noi, pentru că mă ajută foarte mult. Așadar, eu am fost Adico Brete și let's play together. Baftă!